Bună seara! Deci astăzi a avut loc ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență, urmată de ședință de guvern pentru aprobarea hotărârii de guvern de prelungire a stării de alertă pe durată de încă o lună, începând cu data de 13 mai 2021, bineînțeles pe durata, cum am zis, de 30 de zile. Elementele de noutate în hotărârea de guvern: 1. Este permiterea circulației persoanelor în afara locuinței sau gospodăriei în data de 13 mai 2021, în intervalul orar 2-5 dimineața, pentru deplasarea și participarea la sărbătoarea religioasă a credincioșilor musulmani pentru sărbătoarea Ramadan. 2. Este eliminată restricția privind participarea la organizarea de procesiuni și sau pelerinaje religioase legată de domiciliu sau reședință. Astfel se va permite organizarea de procesiuni și sau pelerinaje religioase numai cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte. 3. Crearea posibilității, astfel încât competițiile sportive să se poată desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor doar ca evenimente test sau pilot, cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pe baza propunerii Ministerului Tineretului și Sportului și cu avizul Ministerului Sănătății. Participarea va fi permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate sau pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-lea zi și a 90-lea zi ulterioară a confirmării infectării cu SARS-CoV-2 sau a persoanelor care prezintă rezultatul unui test RT-PCR numai vechi de 72 de ore. Asta era propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență. În timpul ședinței de guvern s-a mai adăugat la solicitarea Ministerului Sănătății și testul antigen numai vechi de 24 de ore cu condiția prezentării unui rezultat certificat, adică testul antigen efectuat de cineva autorizat care să emită pentru el un certificat de rezultat negativ. Bineînțeles, aici condițiile se stabilesc prin ordin comun al Ministrului Tineretului și Sportului și al Ministrului Sănătății. Totodată, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și sau concerte să se poată desfășura cu participarea publicului peste 50% din capacitatea maximă a spațiului doar ca evenimente test sau pilot, cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pe baza propunerii Ministerului Culturii și cu avizul Ministerului Sănătății. Iar regulile privind testele PCR, antigen și persoanele care au fost bolnave în ultimele 90 de zile, dar nu mai puțin de 15 zile, rămân valabile similar cu cele pentru activitățile sportive. Până în 1 iunie, bineînțeles, se vor mai face analize de către Comitetul Interministerial și pentru măsurile care urmează să se implementeze începând cu 1 iunie, sau după 1 iunie, urmează să se revină până atunci cu alte acte, fie ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență, fie prin hotărâre de guvern, depinde despre ce măsură vorbim. Dacă aveți întrebări, vă rog. Ziua, Marganițu, Alef News. Domnule ministru, considerați corectă divizarea societății între vaccinați și nevaccinați când ne gândim la accesul la anumite servicii, cum ar fi restaurante sau cele culturale? Dacă cum vedeți acum, noi vorbim de evenimentele test sau pilot care sunt peste capacitățile maxime stabilite prin incidențe. Deci la acest moment, când ai incidență sub 1,5 și funcționează la 50% capacitate, acolo nu este divizat nimic. Când crești capacitatea, trebuie să te asiguri, la acest moment cel puțin,
să fim siguri că persoanele care sunt acolo nu reprezintă risc unul pentru celălalt și atunci se cere acest test de vaccinare sau test PCR, așa că noi nu împărțim populația în populație vaccinată sau nevaccinată. Vaccinată sau testată sau populație care a avut boală în ultimele 90 de zile, dar nu mai puțin decât 15 zile. Nu vrei să te vaccinezi? Te testezi. Deci ai alternativă. Așa că nu putem spune că noi forțăm populația să vină doar vaccinată. Corect, nu. Acestea sunt și prevederile la nivel european, cele trei soluții. Exact. Se vorbește în spațiul public de compartimentarea, spre exemplu, a restaurantelor pentru vaccinați. Asta și nevaccinați. Ați spus foarte clar. Se vorbește în spațiul public. Nu s-a luat nicio decizie, nu s-a discutat încă astfel de măsură, așa că e prea devreme să vorbim dacă va fi așa ceva sau să confirmăm sau să infirmăm. Se discută în spațiul public. La acest moment, ce v-am comunicat sunt cele trei variante. Vaccinat, testat, în condițiile care le-am zis, sau ai avut boală în ultimele 90 de zile, dar nu mai puțin de 15 zile. Și încă o întrebare, dacă îmi permiteți, vă rog, când vom avea o listă a afecțiunilor cronice sau a alergiilor care sunt incompatibile cu vaccinurile anticovid? Nu știu dacă va trebui să fie o listă aici, pentru că aici se evaluează individual acest lucru. Până și persoanele alergice sunt vaccinate în anumite condiții. Depinde ce fel de alergie, ce probleme ai. Deci, în acest punct de vedere, nu cred că se pune problema de a emite o listă alb sau negru. Și aici se discută fiecare caz cu medicul lui. Dacă comitetul de vaccinare dorește să facă acest lucru, cu siguranță o să-l facă, dar la acest moment evaluarea se face individual de către medicul persoanei care se vaccinează sau de către medicul care este în centrul de vaccinare. Și atunci aceste persoane care au interdicție la vaccin, atenție, nu vorbim de interdicție. Vorbim de persoane care au un anumit risc. Asta nu înseamnă că au interdicție. Asta trebuie să-l discute cu medicul lor, din cauza asta, insist, se discută cu medicul lor și medicul lor spune în ce condiții. Poate că le sfătuiește să fie vaccinați nu într-un drive-thru, de exemplu, dar într-o unitate sanitară, că să fie sub supraveghere. Și atunci se vaccinează acolo. Deci, de interdicție, sunt foarte puține situațiile în care să se spună că persoana nu poate să fie vaccinată la acest moment și aici depinde de caz, depinde de cazul individual al pacientului și de punctul de vedere al medicului care este medicul curant și, bineînțeles, al medicului care răspunde de vaccinare. Corect, dar dacă există astfel de situații rare, cum spune și dumneavoastră, la care dintre cele trei opțiuni poate apela această persoană? Vaccin, nu? Test. Antigen, testul test nu e contraindicat. Mulțumesc. Poate să se testeze fără nicio problemă. Mulțumesc. Și ce nu v-am zis, că a fost aprobată și lista țărilor din lista galbenă. Deci asta ca să completez de fapt ce a avut loc astăzi la nivel de CNSU. Vă rog. Bună ziua, ați primit vreo solicitare de la Ministerul Sănătății pentru a revoca ordinul prin care Spitalul Foișor a fost transformat în Spital Coronavirus? Nu, și nu știu dacă trebuie revocat ordinul. Ordinul a fost stabilit când au intrat. La acest moment, când nu mai au pacienți de terapie intensivă, se decide în baza evoluției epidemiologice când se întoarce. Și aici este un ordin care intră sau iese de pe el, este un ordin al Ministerului Sănătății care stabilește unitățile sanitare COVID. La acest moment, ordinul care a fost emis și care a fost avizat de Ministerul Sănătății a stabilit anumite aspecte în anumite condiții, condițiile se îmbunătățesc, ei mai au încă pacienți de terapie intensivă, ca să evităm să mutăm bolnavii de la un loc la altul, unde riscul e foarte mare la acești bolnavi față de situația în care să duci doar bolnavii ortopedici care nu sunt cu risc major. Aici vorbim de pacienți cu risc major, așa că așteptăm să se termine situația care este în spitalul respectiv, adică să se externeze bolnavii, să se rezolve bolnavii respectiv și după care, în urma analizei, poate să se întoarcă la activitatea lui originală. Pentru că mai devreme ați anunțat noi măsuri, voiam să vă întreb dacă luați în calcul de la data de 1 iunie să se redeschidă și piscinele și la fel doar pentru cei vaccinați, cei care au trecut prin... Da, nu într-un aceste amănunte, pentru simplul motiv, asta sunt încă în discuția Comitetului Interministerial și este devreme încă să spunem, ultima ședință a avut loc vineri. O să mai fie discuții, discuțiile vor avea loc și cu Ministerul Sănătății și cu toate autoritățile, așa că din punctul ăsta de vedere urmează să le anunțăm. Pentru asta am zis că până în 1 iunie vom reveni cu anumite precizări în acest sens. Presupunând că de 1 iunie veți merge să luați cina, de exemplu,
Și așa cum arată în acest moment scenariile pe care le-am văzut cu toți în spațiul public, restaurantele vor fi deschise doar pentru persoane vaccinate. Dacă vreți să luați cina de 1 iunie cu o persoană nevaccinată, unde veți merge? Nu, dar stați un pic. Unde ați văzut că scenariile care sunt, pentru că avem până la 50% în zonele sub 1,5 incidență, avem până la 50% fără să spunem că sunt vaccinați sau nevaccinați. Deci nu știu unde ați văzut noi că obligăm să fie doar vaccinați, pentru că în hotărârea și peste tot spune că sub 50%, adică sub 1,5 la mie incidență, sub 1,5 la mie incidență, ai capacitate de restaurant 50% în interior, fără condiționarea vaccinării. Aici nu s-a condiționat. Vorbim când va crește mai mult, când va crește capacitatea mai mult, în mod experimental. Și aici se cer, într-adevăr, vaccinarea sau testele, sau să fi fost bolnav cu SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile, dar nu mai puțin de 15 zile. Chiar premierul vorbea despre restaurante deschise 100% pentru cei vaccinați. Vedeți, vorbiți de 100%, nu de cele cu capacitate de 50%, și asta e una din aspectele care se discută de către Comitetul Interministerial. Încă decizia finală o să o avem până în data de 1 iunie. Ultima mea întrebare, la restaurant, cine ne va cere CNP-ul sau cum ne va verifica dacă suntem sau nu vaccinați? Ce vor stabili? Asta sunt proceduri, cu siguranță se vor stabili prin ordine comune, Ministrul Sănătății cu Ministrul Economiei sau cu ministerele de resort care răspund de aceste activități. Bună ziua, Luiza Gireadă de la TVR. Spuneți-mi cât timp va mai fi prelungită starea de alertă? Care ar fi criteriile în funcție de... Deci analiza care s-a făcut la CNCCI recunoaște că situația noastră este spre îmbunătățire la acest moment, dar încă trebuie să vedem luna asta cum va merge, deci luna care urmează cum va merge situația, dacă rămânem stabili, dacă începem din nou să urce numărul cazurilor. Deci există mai multe aspecte care le observăm. Starea de alertă ne permite să luăm niște măsuri care încă sunt necesare, detașare de personal, stabilirea unor măsuri care sunt măsuri de urgență pentru rezolvarea unor aspecte care încă apar la centrul de comandă. Bineînțeles, când se stabilizează situația și vedem că nu mai crește, că totul este ok, că nu se mai justifică, atunci clar că se va opri. Într-o lună, în două, asta se va vedea după evoluție. Nimeni nu are niciun interes să mențină România sub stare de alertă o zi în plus. Asta este clar. Până în afara măsurilor de relaxare luate astăzi, până la 1 iunie, sunt posibile alte măsuri de relaxare? Asta am zis, că până la 1 iunie se va reveni, fie prin hotărâri CNSU, fie prin hotărâre de guvern, ce alte măsuri vor fi implementate, dar asta e prea devreme să vorbim, asta se va discuta la nivelul Comitetului Interministerial și se vor lua deciziile potrivite pentru modul în care evoluează pandemia, pentru că urmărim efectiv acum și impactul Paștelui și toate aspectele, toate activitățile reluate. Acum toată țara este aproape pe verde, să vedem dacă ne păstrăm nivelul sau începem din nou să urcăm ca și număr de cazuri. În ședința de astăzi ați discutat despre ce se întâmplă după 1 iunie? Nu, în ședința de astăzi nu. Mulțumesc. Doar ideea că se va evalua în următoarea săptămână, ca să stabilim care sunt măsurile care urmează să fie implementate după 1 iunie. Bună ziua, Gena Vatkovici, România TV. Dacă am înțeles bine, deci într-o lună sau două putem să nu mai fim în stare de alertă? Eu v-am dat un exemplu ipotetic, că depinde cum evoluăm. Asta nu înseamnă că am zis clar după o lună sau două, depinde cum evoluăm. V-am explicat că situația depinde, sau declararea stării de alertă, depinde de a ajunge la o stabilitate și să vedem că nu mai avem nevoie de ea și atunci se poate anula. Altfel noi continuăm pentru că ne permite să desfășurăm anumite acțiuni, anumite activități care altfel va fi mult mai greu să le desfășurăm. În secundă în care vedem stabilitate, clar că nu va mai fi motiv pentru prelungirea ei. Acest lucru depinde când va fi. Acum, pentru o lună o să o avem. La sfârșitul lunii vom vedea situația epidemiologică și o să vedem care este concluzia. Pentru că vorbesc despre acea idee cu 100% de funcționare în cazul restaurantelor, acea idee poate să fie aplicată tot așa printr-un proiect pilot sau va fi... Vedem ce decide Comitetul Interministerial. Deci asta este comitetul care discută, care dezbate, care pune pe masă CNSU-ului propunerile, care se discută în CNSU, se discută cu domnul prim-ministru și se iau deciziile în acest sens. Deci sunt în discuții, așa că nu putem veni acum
din nou să spunem că va fi așa sau va fi așa până nu se finalizează discuțiile în comitetul respectiv. Da, vă întreb pentru că ați făcut diferența mai devreme și ne-am gândit că poate acea măsură include doar persoanele vaccinate, pentru că într-adevăr vorbeați despre... Dacă se crește la capacitate de 100%, poate să existe măsuri suplimentare, pentru că acum până la 50% nu există mai multe măsuri implementate. Așa că dacă vrem să creștem în următoarea perioadă în condițiile epidemice care sunt, probabil că pentru a crește capacitatea vor trebui să fie anumite condiții. Dar aceste condiții se discută în cadrul comitetului și o să revenim cu ele. Și ultima clarificare, dacă îmi permiteți, pentru că vorbeați despre desfășurarea activității în cinema, instituții de spectacole, concerte, acolo, de asemenea, toate persoanele ar trebui să fie vaccinate peste 50%. Dacă depășim capacitatea care este capacitatea stabilită pe incidențele de 1,5 la mie sau de 3 la mie, deci, adică sub 1,5, între 1,5 și 3, unde avem 50% și 30%, atunci dacă vrem să le depășim, poate că vor fi anumite condiții în plus. Altfel, condițiile sunt cunoscute. Se desfășoară cu capacitățile respective, purtând mască în interior, la distanță, cu 50% din locuri ocupate dacă este sub 1,5 și cu 30% din locuri ocupate dacă este între 1,5 și 3 la mie. Bună ziua, în continuarea întrebării colegei mele, luați în calcul măsuri similare și pentru evenimentele private, nunți, botezuri, unele programe pilot? Se discută în cadrul comitetului și o să vedem ce propuneri vor veni. Vă dați seama că măsurile vor fi cel mai probabil, vor fi luate treptat și măsurile de relaxare vor fi luate treptat, nu va fi totul deodată. Deci asta cred că l-a explicat și domnul prim-ministru, că se vor lua măsuri treptate, după discuțiile care sunt în cadrul comitetului și pe măsurile care se propun pentru protecție, ca să putem să reluăm anumite activități cu risc cât mai mic posibil. Rămâne soluția și asta, îndemnul nostru în continuare este către populația, cu cât suntem mai mulți vaccinați, cu cât șansa să revenim cât mai aproape la normalitate sau la normalitatea care am cunoscut-o cândva este mai mare și mai rapidă. Dar trebuie să ne vaccinăm. Asta este ideea. Pentru a clarifica, cine va suporta costul testării? În ce sens? Testele antigen și cele PCR vor fi suportate de către cei care participă la aceste proiecte pilot, de către clienți, practic? Nu s-a discutat acest lucru. Deci dacă sunt clienți care vin să cumpere bilete și tot, atunci vor suporta costurile dacă nu sunt vaccinați. Dacă sunt vaccinați, vor arăta certificatul de vaccinare care o să demonstreze că au fost vaccinați la ce dată, cu prima doză, cu a doua doză, dacă e cazul de două doze, cu excepția vaccinului Johnson & Johnson, și cât timp a trecut de la ultima doză. Pentru că există și o propunere a Parlamentului European de a fi suportat costul testării PCR de către fiecare stat, ar putea România să introducă o astfel de măsură? Discutăm despre cei care merg nu în nu știu vacanță. De astfel de discuție și nu pot să vă dau acum detalii despre ea. Sau pentru categoriile, de exemplu, cum sunt copiii care nu au posibilitatea de a se vaccina. Da, nu știu acest moment, deci la acest moment aceste aspecte. Deci nu vreau să vin cu un răspuns care după asta să iasă altceva. Așteptăm să vedem ce se va decide în cadrul comitetului și în cadrul CNSU în cursul următoarelor câteva zile până în data de 1 iunie. Mulțumesc mult! O întrebare, vă rog, dacă mai îmi permite. Da, vă rog. Cum este reglementată răspunderea medicilor care tratează bolnavii de COVID și mă refer aici la cazurile de malpraxis, dacă sunt? Există clar în ordonanța de urgență stabilit că medicii din orice specialitate pot fi implicați. Mai multe detalii pot fi explicate chiar de colegii de la Ministerul Sănătății sau de Colegiul Medicilor, dar există o ordonanță care reglementează acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc.